CFR Călători a anunțat că va anula la nivel național 70 de trenuri în perioada sărbătorilor de iarnă din cauza scăderii numărului de călători. 14 dintre acestea pornesc sau au ca destinație orașul Cluj-Napoca. Scăderea numărului de călători duce la anularea mai multor trenuri în perioada sărbătorilor de iarnă. Pasagerii sunt rugați să solicite informații despre circulația trenurilor în stațiile și agențiile CFR. Trenurile care pornesc sau au ca destinație orașul Cluj-Napoca și care au fost anulate în perioada 24 decembrie-2 ianuarie sunt: în zilele de 25-26 decembrie 2010 și 1 ianuarie 2011, trenurile rapide Cluj-Napoca, Arad și retur. În data de 31 decembrie 2010, trenul rapid Cluj-Napoca, Timișoara Nord, retur 1 ianuarie 2011. În zilele de 25 decembrie 2010 și 1 ianuarie 2011, trenul accelerat Cluj-Napoca, Satu Mare. În zilele de 26 decembrie 2010 și 2 ianuarie 2011, trenul accelerat Satu Mare, Cluj-Napoca. În zilele de 24-25-31 decembrie 2010 și 1 ianuarie 2011, trenul accelerat Cluj-Napoca-Brașov. În zilele de 25-26 decembrie 2010, 1 și 2 ianuarie 2011, trenul accelerat Brașov-Cluj-Napoca. În data de 31 decembrie 2010, trenul accelerat Cluj-Napoca-Vințu de Jos. În data de 1 ianuarie 2010, trenul accelerat Vințu de Jos-Cluj-Napoca. În zilele de 24-25-31 decembrie 2010 și 1 ianuarie 2011, trenul accelerat Cluj-Napoca-Deva. În zilele de 25-26 decembrie 2010, 1 și 2 ianuarie 2011, trenul accelerat Deva Cluj-Napoca. În zilele de 25 decembrie 2010 și 1 ianuarie 2011, trenurile accelerate Craiova Cluj-Napoca și retur. În zilele de 24 și 31 decembrie 2010, trenul accelerat Cluj-Napoca Oradea, iar în zilele de 25 decembrie 2010 și 1 ianuarie 2011, trenul accelerat Oradea Cluj-Napoca.